Vă salutăm, distinși contribuabili, și astăzi zi de practic joi, astăzi fiind miercuri, chiar asta îi spuneam mai devreme lui Rudy. Acum 25 de minute era joia trecută. Și uite că dintr-o dată, practic, ne pregătim să încheiem această săptămână și să încheiem o buclă, exact așa cum spune și premierul domn Marcel, nenea Marcel, de la Buzău. O buclă, practic, da, se închide un cerculeț, dar unul totuși de importanță pentru istoria modernă a României. Pentru prima dată ne apropiem de 1000 de kilometri de autostrăzi. Aici însă sunt inclus și kilometri de drumuri expres, ceea ce e orice, numai autostradă nu. E foarte mândru premierul Marcel că pentru prima dată autostrăzile românești vor trece munții. Da, pentru prima dată asta înseamnă la aproape 35 de ani de la Revoluție. Ceea ce știți cum e în realitate? Ca și cum tu la 50 de ani ai spune, păi aproape am învățat să scriu și să citesc. Adică să nu fim naivi, să nu vorbim ca prostul de acasă, care se uită și zice, na, lasă că nu e așa cum zice. Bine că s-au făcut și ăștia, bine că-i avem. Na, bine că să fac kilometri, nu-i deloc așa. A face niște kilometri în momentul de față e ca și cum n-ai mai face deloc. Da? Pentru că la 35 de ani după, noi tot ultimii suntem în Europa și aproape în lume. Da? Nu te mândrești la 50 de ani că aproape ai învățat să scrii și să citești. Cam asta face Marcel Ciolacu, spunându-ne nouă cât de aproape suntem să încheiem o săptămână euforică. El spune că niciodată borna asta nu se va mai închide așa ca acum și că vreo patru contractulețe dintre astea de câțiva milimetri sau câțiva centimetri dintr-o dată au ieșit așa dintr-un gang și ne-au năpădit. Și că-i semn bun. Patru contractulețe dintre astea pe care nu le bagă nimeni în seamă. O fâșie între Sibiu și Făgăraș, una pe lângă Târgu Neamț, nicio legătură cu nimic. Eu înțeleg că oamenii mi-au mai povestit și mie că eu nu circul pe autostrăzile astea, că n-am de ce și n-am când. Dar mai sunt unii care merg și mi-au zis că, domne, să circulă mai bine. Românul se mulțumește repede cu nimic. Da? Și eu îmi luasem astăzi un pepene galben de la Carrefour, bă, de la tăiat, așa. Și am avut o senzație excepțională, pe care, recunosc, n-am mai trăit-o niciodată. Mestecam ceva, simțeam că am ceva în gură, dar nu știam ce, adică nu avea absolut niciun gust, da? E puțin spus niciun gust. Și că senzația asta, mi s-a explicat ulterior, ar mai fi fost trăită numai de cei care și-au pierdut mirosul și gustul pe vremea COVID-ului. Eu n-am avut pierderea asta de gust și de miros, din păcate, deci nu știu cum mi s-a întâmplat. Deci pur și simplu îți mergeau maxilarele așa, mestecai ceva, dar în realitate era așa o senzație de teamă, pentru că nu știai ce mesteci, nu se simțea nimic, bă. Scria mare pe caserola aia, pepene galben românesc. De parcă dacă e românesc, cum ar fi, de exemplu, să scrie așa, autostradă românească, te-ai duce pe ea, drum expres românesc, premier român, da? Lucrări în amenajare românești. Acest pod va fi românesc de la un capăt până la altul. Minciuni românești. Da, tot felul de... Ce sunt tâmpenile astea? Noi am învățat această porcărie cu mâncatul românește, cu construitul românește, da? Toate astea, așa ca niște clișee, sigur, nu sunt inventate de noi, preluate de la alții. Că e tot așa într-o Europa din asta care se vrea unită, într-o planetă aseptizată, și-au făcut niște cornițe așa din când în când și au ieșit la intervalul mare să se bage în seamă. Păi pe mine ce mă interesează, bă, dacă sunt cetățean european că mănânc pepene din România sau din Grecia, din Bulgaria sau din Spania? Nu e același lucru? Sau n-ar trebui să fie același lucru? Că după aia când ne ducem acolo și aia ne tratează ca pe un pepene românesc, suntem indignați. Zicem că nu, trebuie să ne trateze ca pe spanioli, așa cum se tratează între ei. E cam așa e și cu Marcel ăsta. Cum să vii și să spui, mă, așa ceva? Asta o ții pentru tine și eventual așa la un ultim bilanț, când ești oale și ulcele, da?
acolo într-o cameră de la etaj, camera Prosper Merime, de exemplu, să declară alături de familie că, bă, totuși în mandatul tău, încheiat acum 75 de ani, ai trecut și tu de mii aia de kilometri la autostrăzi. Cum poți să vii și să spui în public așa ceva când astăzi lumea călătorește? Noi vedem cum arată Spania, cum arată Portugalia. Țări care au plecat de la minus infinit. Spania, când a scăpat de dictatura lui Franco, era mai prost modernizată decât România. Nu era modernizată deloc. Portugalia la fel, era sub România în 1973. Da? Au intrat în Uniunea Europeană că în zona respectivă s-a produs evenimentul și după aia și-au construit într-adevăr tot ce aveau nevoie în țările respective. Nu cred că veneau și să lăudau la televizor că mai deschideau câte un ciot. Oricum noi știm că lucrurile sunt făcute de mântuială. Nu trebuie să vină ciolacul să se laude, că așa făcea Victor Ponta. Se lăuda cum mai în... stăia panglică, da? Îi plăcea să se vadă așa, să vorbească în gol. Asta luase de la Adrian Năstase, care i-a fost mentor. Și le plăcea amândurora să fie văzuți așa, să... aveau zâmbetul ăla ironic în colțul gurii amândoi. Tot timpul era gata Victor Ponta, pentru că nu putea să fie serios, pentru că nu avea nicio frază în el construită inteligent, atunci tot timpul era cu zeflemeaua în colțul gurii. Dar haideți să vă arăt ceva aici, ca să nu mai lungim fetelor. Sunteți acolo? Ah, s-au trezit fetele. Vreau să vă arăt această imagine cu premierul și lângă el, cine credeți că e acolo cu părul ăsta așa lucind un pic în roșu carmin? Exact. Este mirifica noastră colegă, consoartă, am impresia că despre ea este vorba, Emma Stoica. O salutăm pe această ocazie, sigur că ea nu se uită la noi. N-avem nicio colegă dintre asta pe care o admirăm pe la vreun canal străin de televiziune care să ne urmărească. Asta sigur că nu e un lucru bun, nu te poți mândri cu asta. Băi, eu nu mă uit niciodată la ăla. Asta înseamnă subcultură. Păi, uite, Emma, de exemplu, noi ne uităm la tine. Nu poți să faci televiziune și să spui, a, păi eu nu știu ce face ăla. No, trebuie să cunoști lucrurile astea, da? Păi că ai o părere bună sau o părere proastă, asta e altceva. Dar nu poți să spui, da? E ca și cum tu te faci profesoară de literatură și spui când te duci la școală, Emma, să zicem, te repartizează la Câmpia Turzii, la clasa 7-a. Și tu spui, eu nu știu cine a fost Prosper Merime, că pe mine nu mă interesează literatura franceză. Păi bă, dacă ești profesoară de literatură, trebuie să te intereseze așa și aici. Tu nu poți să ne întorci spatele doar pentru că vezi, Doamne, noi spunem adevărul la televizor și șefii tăi nu spun. Și atunci ei îți transmit în ședință, bă, ăia pentru noi nu există. Ăla nu există. E, noi existăm, să știi. Și suntem niște oameni chiar mai corecți decât șefii tăi și mai bine pregătiți. A, că nu suntem mai plăcuți, că nu, asta se poate. Dar calitățile nu sunt băgate sub preș de unii care acum sunt cocoțați pe niște scaune mai înalte decât noi. Că nici Chivu Stoica nu era Churchill. Da? Asta ca să completez așa. Nu înseamnă că dacă astăzi ai niște șefuleți care ne ignoră, că știu că suntem mai deștepți decât ei, înseamnă că și tu trebuie să faci la fel. Bun. Deci pe noi ne-a încântat această imagine, ochelarii Emei Stoica alături de acest mamut al politicii românești, da? Frumușica de Emma Stoica lângă el, pe care o vedem ciripind în fiecare zi știri interesante la televizor, cu vocabularul ei școlăresc, într-adevăr. Acest permanent însă al reporterițelor, da? Toate sunt pe același calapod. Într-adevăr, ele n-au școli foarte înalte, n-au urmărit emisiuni extraordinare, dar sunt interesante, sunt plăcute. Nu am venit aici ca să o dezmembrăm intelectual pe Emuța. Din potrivă. Asta doar că din când în când e bine să se uite și la cei care au un pic mai multă inteligență, mai multă clarviziune, mai multă bărbăție, mai multă demnitate, mai multă școală. Și așa mai, că nu îți prinde rău. Chiar dacă declară altceva, poți să înveți și de la
paria societății câte ceva. Mai aveam o știre aici cu același omniprezent Neam Marcel, care declară tot așa plin de el, l-ați văzut. Este un farfuridie absolut acest Neam Marcel. Nu putem lăsa o țară să se ducă în prăpastie pentru că trebuie să fim predictibili. N-au nicio legătură. Da? Aceste două propoziții incluse în aceeași frază. Să bat cap la cap. Păi în primul rând că țara e în prăpastie, doar nu o să scoată un PSD-ist. Acolo e de la Ion Iliescu, Neam Marcele. Tot în prăpastia aia. Ce e asta cu aia? Ai învățat și tu niște termeni de ăștia predictibili. Și ce-i cu asta, bă? Dacă ești chiar așa de inteligent, vine odată la televizor și explică-le oamenilor, că oamenii nu știu, bă, la tine în Buzău ce e aia predictibilitate. Da? O să ne spună Rudi mâine la emisiune. El știe. Dar mata, degeaba te duce acolo la tine când te duci în weekend-ul sau cum le spui tu, să-ți mai vezi locurile de baștină. Că eu nu înțeleg, bă, ce-i cu predictibilitate, că nu e un județ predictibil, Buzău. Da? Păi ce aveți acolo? Vulcanii ăia noroioși, da? Și niște covrigei. Păi nu-i predictibilitatea asta, bă. Du-te să vezi la Angkor, în Cambodgia, cum e. Să vezi dacă ăia sunt predictibili. Sunt 500 de modificări la codul fiscal prin 100 de legi și ordonanțe de urgență. Nici o țară normală la cap nu poate continua așa. Aici, sigur, el o mai întoarce puțin ca la Buzău, e adevărat, dar tot oameni de nivelul lui, de teapa lui, au făcut asta. El nu poate să dea vina pe noi. Eu știu că el încearcă să explice asta în eter, către națiune, dar este până la urmă tot catastrofa politicilor, da, adoptate de guvernele României. Cu larga contribuție și a ăluia, că nu o să-l mai pomenesc, care își zice șeful statului. Da? Tot voi ați nenorocit toate astea. Nu cumva să crezi, ciolacule, că o să ne scoți tu la liman acum. Că ai venit tu la conducere și dintr-o dată România o să arate altfel. Bă, dacă ai fi făcut asta, da, s-ar fi știut, bă. Evident că nu-ți poți permite să faci așa ceva. Dar încă o dată e o declarație care face obiectul primei pagini și sigur că asta ne interesează și pe noi. Klaus Iohannis, că încercam să nu-l pomenim mai devreme, s-a întâlnit, atenție, la sediul ONU din New York. Asta după ce știți că am călătorit, bine, mersi, cu acel avion închiriat din Luxemburg, în condiții de lux absolut. Au ajuns așadar pe Teterboro, ăla, aeroportul pentru jeturi private din New York. Și în fine s-a întâlnit la sediul Națiunilor Unite cu președintele Kazahstanului, Kasim Tokayev. Vedem aici o imagine, cei doi oficiali discutând despre stimularea comerțului dintre cele două țări. Iar și atrage atenția omului nostru că nu ne-a adus gumă din St. Vincent și Grenadine. Nu ne-a adus nici măcar banane. Da? Oare din Kazahstan? Că văd că are mania asta. Ce mi se pare interesant. Da? De a discuta cu oameni nesemnificativi. Cu oameni de la capătul pământului. Cu oameni care nu mai pot. E tardivitatea asta juridică. Nu mai pot influența nici în bine, nici în rău destinul României. Cu Kazahstanul trebuia să vorbim acum vreo 30 de ani. Era util. Când Kazahstanul a ieșit din Comunitatea Statelor Independente, și era un deșert, nu o junglă, cum eram noi. Dar era o țară care ne-ar fi fost utilă din multe puncte de vedere, gaze, petrol și așa mai departe, o dezvoltare care până la urmă s-a accentuat acolo aproape de stilul Dubaiului. Noi nici nu i-am băgat în seamă. Evident, între timp iau tot felul de afaceri și pe la noi. Sunt o țară neplăcută, de acord, dar utilă. Însă în momentul ăsta că stai de vorbă cu ăla numai pentru că nu te bagă nimeni în seamă din lumea civilizată, occidentală, asta clasică, acceptul civilizației așa cum îl dăm noi lucrurilor, nu te face pe tine un președinte mai influent. Tu ești un nimeni. Și atunci sigur că dacă te întâlnești, de exemplu, cu un vizir din Tonga, o să discuți despre cultura maniocului în Kenya. Că nu se face manioc în Tonga. Dar în Kenya, da. Ba,
Și așa, să ai un subiect. Bine, tu nu-l ai, că tu ești bâtă, tu n-ai nicio cultură. Dar poți să discuți în teorie. Cum spunea profesorul nostru de biologie pe timpuri. Uitați-vă la Claudia Schiffer, uitați-vă la Sharon Stone, că finalmente toate combinațiile între un bărbat și o femeie pe planeta asta, în teorie, sunt posibile. Nu? Și Serge Gainsbourg a încercat să o violeze pe Whitney Houston, de exemplu, la o emisiune de televiziune cu vreo 2 ani înainte să moară, adică prin 89, așa spune legenda. În culisele unei emisiuni, marele Serge, care practic avea la picioare toate femeile din lumea franțuzită, m-a încercat să o doboare și pe dita mai Whitney Houston, pare că n-a reușit. Asta i-a creat așa o aură absolut de nezdruncinată. A murit în 91 Serge Gainsbourg. Era de origine rusă, oricum. În fine, deci asta ca să mai tăiem așa un pic din monotonia tranzițiilor politice la noi. Când se întâlnesc așadar doi imbecili, subiectele lor de conversație sunt limitate, evident. Niște oameni simpli, din cauza lor, stimați contribuabili, o ducem așa cum o ducem. Nu este necesar, încă o dată, să vă îmbrăcați duminica al 2024, să vă duceți să votați împotriva voastră. N-are niciun sens. Clișeele astea sunt depășite de mult. Nu există. Tu ai o singură conștiință ca cetățean. Da? Așa cum te căsătorești o singură dată. Așa cum susții o echipă o singură dată în viața ta. Așa e și cu votul ăsta. Nu trebuie să-l dai în fiecare săptămână altcuiva. Tu ești chemat să te duci să votezi duminica asta cu stânga și dacă eșuează votul, peste două săptămâni la turul 2 te duci să votezi cu dreapta, ca să nu iasă ăla de mijloc, să zicem. Păi asta înseamnă conștiință? Asta înseamnă troc. Înseamnă până la urmă o șmecherie electorală în favoarea pungașilor care îți cer ție votul. Dar tu ai fost păcălit din șmecheria asta și toate televiziunile care sunt complice cu șmecherașii ăștia pentru că din asta trăiesc, o să te mai păcălească o dată pe tine, că tu ești prost. Și o să-ți zică, dacă nu te duci tu, votează altul. Păi adică dacă nu mă duc eu să-mi iau nevasta de la școală, mi-o ia altul? Sau în ce sens? Păi dacă o ia, foarte bine. Sau de la locul de muncă. Deci cam așa e și chestia asta. Bă, foarte bine că se duce altul. Ăla poate n-are conștiință și tu ai. Adică tu ești învățat ca odată la nu știu cât timp, când vine duminica aia, să votezi niște derbedei. Da? Este aproape obligatoriu. Este la fel de important să votezi derbedei ăia, cum este de important să-l iubești pe-l de sus. Cam astea sunt cele două lucruri obligatorii într-o țară de genul ăsta. Să te duci să faci jocurile, da? Politicii, dialogului, prin dialog, da? Numai rahații rămân la putere. Da? Ei de asta vor așa. Haideți că se poate rezolva pe calea dialogului. Dar n-ați văzut că de fiecare dată când ceva se rezolvă pe calea dialogului, tot cei neperformanți rămân în funcții? Niciodată nu, pe baza unui dialog, nu se schimbă structural ceva. Că altfel am iubit cu toții dialogul. Explicați-mi și mie, că eu pricep. De ce să ne dorim aceeași mediocritate? Că asta înseamnă. Nu violență, nu revoluție, nu răscoală, nu rebeliune. Noi vrem dialog. Așa vrea și PSD-ul, așa au vrut PSD-iștii dintotdeauna. Ar vrea și liberalii dacă n-ar fi PSD-iștii cu gura mai mare decât ei. Da? Cum adică pe calea dialogului? Adică să zicem tu ești Marcel Ciolacu, da? Și vin eu și vreau să te dau jos. Nu contează prin ce mijloace. Și tu ce îmi spui? Nu, domnul Banciu, că se poate rezolva pe calea dialogului. Pe calea dialogului, adică să rămâi tot tu, Marcel Ciolacu, unde ești. Și eu să mă retrag. Dacă n-am face pe calea dialogului, să zicem că eu sunt Rashid Zerual și n-am chef să discut cu tine pe calea dialogului. Da? Și te răstorn cu masă, cu tot. Care-i diferența între dialog și răsturnarea mesei? Că nu o să mai am 100%, nu e sigur, da? Dar nu o să mai am cu certitudine același bou în aceeași poziție.
Ăsta este motivul pentru care rebeliunile, deși nu pot fi susținute, sigur, de opinia publică, de presă, de societate și de clasa politică, sunt uneori binevenite. Pentru că dacă noi o să dialogăm la infinit cu niște surzi, surzii o să rămână în pozițiile pe care le ocupă și acum. Avantajul este pentru ei, nu pentru noi, nu pentru cei care vor veni în urma noastră. Ei însă vor rămâne, așa vrea toată societatea să fie. Dialog, dar să rămână ei. Că dacă e dialog și venim noi, iarăși nu le convine. Deci să nu vă lăsați păcăliți de aceste clișee. Publicitate și ne întoarce, după bob. Fraților, gata cu Bobu, ne-am întors tot cu gândul la Emma Stoica, dar uite peste cine am dat. Peste Kim Yo-Yong, pe scurt Yo, doamna Yo, iată, considerată de CNN, care este un fel de Antena 3, deci un rahat, sora dictatorului nord-corean, adică cea mai puternică femeie a națiunii și una dintre cele mai periculoase femei din lume. Păi cu cei mai periculoasă Kim Yo-Yong, de exemplu, decât Emma Stoica? Cu cei mai periculoasă? Sau decât Alina Gorghiu? Poftim. Sau decât Sulfina Barbu? Ha? Sau decât Elena Udreana, că e încătușată? Ha? Emma Stoica, totuși, hai să ne oprim la ea, că e una dintre favoritele noastre. De da, Kim Yo-Yong, totuși. Dacă nu o întâlnești niciunde, cine o întâlnește pe Kim Yo-Yong? Vă reamintesc că e în afară de deplasări în Rusia cu trenul și în China cu trenul, nu se poate duce nicăieri pe planetă. Pentru ce e periculoasă? Că nu vor americanii să le dea niște bombe fenianului? Dacă americanii se implicau 45 de minute... cât o repriză de asta fără timpul suplimentar al lui Mr. Oliver, s-a terminat de mult cu ei. Dar nu-i interesează. Și-au lăsat așa să se lăbărțeze o dictatură fără noimă. Da? Că a cucerit o țară, dar n-a cucerit o lume. Într-adevăr, acolo ni se spune este iadul pe pământ și noi ne bucurăm. Ne uităm și ne distrăm cu imaginile astea că există o lume mai mizerabilă decât a noastră. Că există oameni chiar mai mizerabili decât noi. Ăștia sunt nord-coreenii. Dar asta în accepțiunea Occidentului, în care noi nu mai credem cum credeam în anii 80. Dar nu că suntem Turcescu sau Ciutacu, niște cretini. Nu, nu credem pentru că nu mai e de crezut, în sensul că aș crede în Rusia. Ăia sunt atât de proști încât nu cred în Occident, mă rog, sunt cumpărați. Da? Cred în Rusia ca să nu creadă. Nu, nu de asta. Nu, nu, nu ne puneți în gură cuvinte pe care ce legătură am eu cu niște cretini. Vreau să vă spun ca idee, așa, nu mai suntem, am citit pe The Times, am citit în Le Point, am citit în Femme Actuelle, am citit în Paris Turf, am citit în Draculacu. Nu mai e așa, bă. Astăzi ne uităm și noi la ei, da, cum se uitau ei la noi pe timpuri, nu mai au ce lecții să ne predea, așa zis și occidentali. Luăm și noi cu pensetele de rigoare aceste informații, venite dintr-o lume coclită, da, înghesuită și aseptizată din punct de vedere al libertății de exprimare. Nu ne mai dă lecții nici CNN-ul de multă vreme. Așa este. Deci nu aș zice că această frumusețe, această bucățică ruptă din rai, Kim Yo-Yong, da? Haideți că o să le întreb pe fete, că poi... suntem bărbați și nu ne pricepem, suntem invidioși. Da? Când vorbim despre femei inaccesibile. Hai să le întreb, bă, fetelor, în ce ne spun? Ruxandra, ești acolo? Bă, fii atent care e întrebarea. E, cam între ce două femei poți să-ți alegi orice de pe plan mondial? Fie că mai trăiesc, fie că nu. Cam între ce femei ai face o sandwich pe doamna asta, pe Kim Yo-Yong? Adică, zim două femei așa, una în stânga ei și una în dreapta ei, unde îi vedeau intercalat așa, ca să faci niște comparații, să-mi dai niște fitile să am de ce să mă agăț pentru partea a doua a emisiunii. Bun, așa? Bun, dar astea sunt Margaret Thatcher și Angela Merkel, mi-a zis. Păi bun, dar astea sunt femei
cum să spun, pe care le vezi așa la contabilitate, știi? Când intri într-un birou și o vezi pe Angela Merkel acolo, te-a pleci așa un pic și ieși. Dacă o vezi pe Kim Yo-Yong, prima tendință este să o întrebi ceva, să vii cu o cafeluță, să... Nu? Habar n-am. Măcar o întrebare, măcar... Așa, Melania, adică... Melania Trump, ok. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, acum noi o avem în minte pe Gillian Anderson, care a jucat-o pe... care a jucat-o pe Margaret Thatcher în The Crown, fabuloasa Gillian Anderson, și o joacă nemaipomenit pe Madame Thatcher acolo. Deci, așa o avem cumva în minte. Bun, dacă o vezi pe Gillian Anderson chiar la vârsta asta, sigur că ceva tot o întrebi. Bă, doamna asta, de exemplu, a întrebat-o de Kim Il-sen, nu știu, adică voi n-ați fi curioși, bă, noi am trăit cu frații noștri coreeni alături o eternitate. Problema când răsfoiam cutezătorii alea, le tot pomenesc, star spre viitor. Alea sunt reperele adolescenței noastre. Farfuriile alea zburătoare pe prima pagină. Noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii, cântecele alea minunate. Da? Mi-au zis până la urmă de Geta Iohannis. Asta parcă ești, Ruxandra, parcă ești Ionuț Cristache. El e cu Geta Iohannis. E, nu știu, nu are niciun grad de comparație. Geta e... așa, niște zâmbete goale. Uite-te, bă, aici privire totuși de femeie. Asta, după părerea mea, vă spun eu două femei, da? M-am lăsat acum să vă întindeți un pic. Mata Hari și Eva Braun. Da? Ce ziceți de, de trio ăsta? Eva Braun și Mata Hari. În mijlocul ele... în mijlocul lor, pardon, domnișoara Io. Emma Stoica să le comenteze. Ama, e adevărat că mă trebuie totuși un pic de cultură aici, nu e, a, nu e de negruțiu și de pândarul asta. Eva Braun, Mata Hari, mai știu ei. Așa, da, mai dau cu Google cum face CTP-ul. Mai dai un pic cu Google și poți să vii să... Oe, bă, nu e de Google aici, e dacă știi sau nu știi. Dar în fine... ăsta era subiectul, să o vedem puțin. Ea se ocupă de departamentul de propagandă al regimului de la Fenian. Păi, ce ai vrea să facă? Ha? Și Coana Leana nu s-a ocupat tot de propagandă la noi? Joacă un rol tot mai important în politica externă a Coreei de Nord. Deci, aș fi interesat să fiu politician din România, din când în când să vorbesc la telefon cu doamna Io. Nu ești că e școlită. Ăștia, în general, au fost prin Marea Britanie, prin Elveția, pe nevea, așa. Păi, și Marian Vanghele și-a trimis la un moment dat copiii în Elveția. A rămas să-i repetenți, dar, în fine, a ajuns, au ajuns pe acolo. Eu susțin că Kim Yo-Yong, fiți atenți, este de astăzi, într-adevăr, cea mai periculoasă femeie din lume și din toată istoria coreană, poate chiar din toată istoria lumii, a spus Sung Yeon Lee, profesor la școala Fletcher a Universității Tufts. Este un sud-corean, bă, ăsta. Cum să spui așa ceva, bă? Încă o dată, de ce este un bă ăsta? Pentru că influența ei deocamdată, noi nu vorbim teoretic, că vin extraterestri mâine și îl iau pe Pablo Longoria și îl duc pe altă planetă, să zicem pe Jupiter. N-au venit deocamdată. Deci, deocamdată, Coreea de Nord n-a influențat cu nimic politica internațională. N-au dat bomba atomică, n-au cucerit pe nimeni, dar sunt o entitate închisă între niște frontiere. N-au ieșit niciodată de acolo. Ei nu ne-au atacat cu nimic, nici pe noi europenii, nici pe aia nase. Mai dau câte o rachetă de-aia bună în Marea Japonie. Și... dar cum să vorbești așa, bă? Stai puțin, este totuși o istorie de citit în urma ta, bă, laie. Da? Ce au făcut până acum? Când au declarat război nici măcar Coreei de Sud. Eu vorbesc de la începutul dictaturii. Adică de la venirea la puterea lui Kim Il-sen. De atunci, asta mă interesează. Nu înainte. Deci au amenințat, da. Dar vorbe goale, așa de amenințare. Ne amenință și Lavrov. Ne amenință toată lumea. Și Gorbaciov l-a amenințat pe Ceaușescu. Sunt destule. Cum să spui că este cea mai... mizerabilă, că de fapt e asta vor să spună. Frumusețea asta este cea mai mizerabilă femeie din lume.
are într-adevăr o față cruntă, dacă știi să o citești. Dar bravo ei, bă! A? Are personalitate, n-arată ca Suzănica Gâdea, de exemplu. A, n-am zis Ana Paucăr, că totuși nu sunt chiar Emma Stoica. Suzănica Gâdea, da? N-avea nicio anvergură, ar fi serios. Suzănica Gâdea avea, așa să mă ierte istoria, avea așa cam profilul Sulfinei Barbu. Oie, tată, nu poți să o dai ca exemplu. Noi o dăm aici, în derizoriu, bineînțeles. Să văd ghilimelele cât casa, să vede ironia excepțională. Dar nu este un membru supleant al istoriei planetei. Evident că nu. Hai, mai vedem o dată, totuși. Să-i vedem buzele, da? Domnișoare, hai să nu mai... Da, uitați-vă puțin. O să se spună, sunt buze subțiri de femeie rea. Ochi nu știu cum de femeie rea. Uitați-vă ce urechi are. Tot de femeie rea. Arată excepțional, bă. Știți cum arată? Ca o văduvă coreană în timpul celui de-al doilea război mondial. Este, fetelor. O femeie de asta la 30 de ani care și-a pierdut bărbatul, tot așa mare a Chinei de Est, în niște bătălii de astea, în niște bătălii navale din timpul celui de-al doilea război. Mie mi-așa mi-arată. Și chiar cu puține... Nu știm, da, nu. Mă întreabă fetele, sigur că ele astea sunt interesate. Dacă e măritată. Să zicem că nu e măritată. Și dacă ar fi măritată și dacă nu e măritată, tot aia e. În Coreea de Nord face ce vrea. Da? E ca Zoia. Zoia. Zoia era măritată, dar dacă vrea să zică că e nemăritată, era nemăritată, nu conta. Sigur, Zoia n-avea privirea asta, nu e remarcabilă totuși această femeie, această muiere, cum ar fi zis domnul Stănescu, remarcabilă. Bun, hai să mergem un pic mai departe, să vedem ce mai găsim. Și că România participă la un proces la Haga, în care Ucraina acuză Rusia de genocid. Da, dar noi nu participăm niciodată individual, așa. Întotdeauna ne ducem acolo la gloată, n-ai nicio personalitate. Citeam recent că polonezii iarăși au pus piciorul în Praga, apropo de tranzitul ăsta pe care cerealele ucrainene îl fac peste Europa răsăriteană și centrală. Noi n-am avut niciodată fermitatea asta. Noi zicem odată, dar dacă după aia se mai rediscută pe undeva, informația nu mai apare. Ăia, dacă zic odată nu la ceva, apoi așa rămâne, bă. Indiferent de consecințe, de... Nu spun că este negândită atitudinea, spun că au o atitudine într-adevăr de țară importantă. Chiar dacă situația din Polonia, Sabin German îi idealizează pe polonez, nu e așa. O țară care nu o duce foarte bine, o țară care cel puțin nu poate să dea lecții de democrație, pentru că este o struț, o cămilă de asta în Europa, n-are nicio lizibilitate politică. Da? Ei și-au pierdut busola. Eu nu zic că se trăiește rău în Polonia. Polonia este un teritoriu infinit, imens, dacă stai să o iei așa la picior. Da? Este uriașă. Sigur că sunt și zone de-astea unde ți se pare că ești în Eden, da? Ești în rai. Evident, există asemenea zone. Polonezii sunt oameni interesanți, așa, sunt, te atașezi repede de ei, au multe în comun cu noi, sunt foarte multe cuvinte de-astea neaușe în limba română, aș putea să redau câteva aici, dar mie că mi-închid ăștia televiziunea, care vin din limba lor, e o chestiune care ne atașează de ei. Asta e clar. Avem și problema aia cu tezaurul, adică am rămas cumva într-o legătură de-asta trainică de prietenie cu ei. De acord. Dar ei, din punct de vedere politic, în momentul de față, sunt un fel de Ungarie, poate ușor, ușor mai spălat, adică pe scurt rușinea Europei. N-au ce să... La o țară, totuși, cu vorba aia, Napoleon a avut amantă în Polonia. Păi, cum zicea cineva pe vremuri, un excepțional istoric, și asta face diferența definitivă în istorie între noi și ei. Când o să... sau când am fi avut și noi, sau dacă am fi avut și noi, să dăm o amantă pentru Napoleon Bonaparte, pentru Napoleon al III-lea. Napoleon Bonaparte, dacă am fi dat o amantă poloneză, nivelul de trai al României era cu 200 de ani superior acum. Și mi se pare una dintre frazele cele mai interesante din toate timpurile din istorie.
Mi se pare că este perfect adevărat. Sigur, dacă știi un pic să nuanțezi lucrurile. E bine, Polonia totuși de acolo vine. Și nu i-a dat o amantă numai lui Napoleon Bonaparte, aș completa eu, care sunt mai aproape de filologie decât de menghină. I-a dat o amantă și lui Honoré de Balzac. E, nu-i puțin lucru, bă. Da? Asta te contextualizează totuși într-o cu totul și cu totul altă dimensiune. Dar nu vrem să batem înspre latura asta a frivolității și a lejerității spiritului, cum ar fi zis confratele lor ceh Milan Kundera. Nu, absolut deloc. Ci o statuie, da, dintre asta remarcabilă a națiunii. E bine că să ne întoarcem aici la ticăloșii noștri. Uitați-vă puțin la ce moace vedem aici. Curtea Internațională de Justiție de la Haga. Rusia, sigur că este acuzată de genocid de către Ucraina. Ne-am băgat și noi că încoată ăsta este un subiect literalmente facil de abordat. Adică noi nu suntem implicați în conflictul din Nagorno-Karabakh, unde, să zicem, susținem Azerbaidjanul contra Armeniei, ceea ce ar fi împotriva cursului lucrurilor. Dar, hai să zicem, sau am fi de partea armenilor, că așa ar fi interesul nostru, nu știu. N-avem, noi nu putem să tranșăm, asta vreau să spun, în astfel de situații. România nu se va duce niciodată, în afară de potlogăria asta amplu comentată de noi, al lui domn Marcelo de la Buzău, că dă Austria în judecată. Dar stați că mai e mult până acolo. În primul rând, să dea în judecată. După aia să se ajungă la proces. După aia să câștigăm noi procesul cu Austria. După aia să facă austriecii apel. Da? Și să mai câștigăm o dată și până atunci Marcel Ciolacu va fi, sau mă rog, va fi cam ce este Che Guevara în momentul de față, dar nu ca simbol, dar ci ca loc unde stă în fiecare seară. Eventual sub un copac. Țineți minte cum îi spuneam eu faimoasei Ginei Maican, faimoasa Gina Maican, și mare lucru că mi-am amintit numele ei acum. Dar sunt seri în care ți-amintești nume și seri în care nu ți-amintești de nimic. Țineți minte că fusese o frumusețe de asta care tot defila pe la toate televiziunile din România și la un moment dat am invitat-o eu cu Mironică într-o emisiune la sport.ro. Și pe sfârșitul emisiunii, cei care ne urmăreau știu, sigur, ne repetăm, dar face plăcere. Am întrebat-o, că eu vedeam așa foarte înzestrată, era extraordinar de interesantă, și am zis, da, tu ai auzit de Che Guevara? Și s-a uitat așa cumva ciudat la noi, cam cum se uită o femeie pe la 4 dimineața în discotecă la tine, când știe că nu mai ai niciun chior. Și ne-a zis, îmi sună cunoscut cum se răspunde astăzi în societate cu semnul întrebării. Îmi sună cunoscut? Păi de unde să știu eu, fă, dacă îți sună cunoscut? Și după care a zis, arătând cumva așa, e un cocktail. Bingo! A strigat și eu și Mironică, încântați într-adevăr de răspunsul ăsta, că totuși putea să ne zică că e o savarină, sau o indiană, sau un nișler, sau un doboș, sau chiar o prăjitură Carpați. Nu, tată, un cocktail. La care i-am zis, da, tu știi de unde vine numele ăsta? A, acum și voi. Foarte încântată când găsise răspunsul corect, fără un efort extraordinar. Și i-am zis, da, tu știi că Che Guevara doarme în fiecare noapte în același loc? La care Gina Maican s-a uitat un pic și probabil a încercat să își amintească de ultimul pahar de cocktail pe care l-a avusese în mână și a zis, vezi, ăștia sunt bărbații care mi-au plăcut mie dintotdeauna. A care noi, cu cuvintele la noi, am întrebat-o, bărbații sau cocktailurile? Și așa cumva s-a terminat, a căzut cortina peste toată hardughia aia de emisiune. Remarcabil momentul și remarcabil noi, remarcabile invitatele noastre. Caz șocant văd aici în Venezuela, dacă se întâmpla la Caracal, se ducea Ema Stoica. 6 femei au fost arestate în Venezuela după ce au ținut un băiat cu handicap de 13 ani într-o cușcă. Asta ce că e cușca? Păi, da, sigur, un caz șocant, dar noi am avut azilele din Ilfov. Ei acum stăteau, nu stăteau tot în cuști? Săracii, unii dintre ei aveau câte un handicap, nu? Poliția a intervenit, dar nu în Ilfov,
ci în Venezuela, a intervenit pentru a scăpa femeile de linșajul vecinilor. Un caz șocant că vine de departe. Hai să le întrebăm pe fete, că nu cred că mai avem foarte mult. Fetelor, sunteți în formă astăzi? Hai că vreau să vă întreb ceva. Repede, ziceți-mi un vecin terestru al Venezuelei, ca să vedem totuși așa cum e, unde ne situăm. Ia lumița, nu-i valabil. S-aude căutatul. Am auzit un zgomot de la de șoricel, de mouse. No, a expirat timpul, bă, fetele, bă, mă, 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 cum ar fi zis mitică dragul, mă, 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 Ruxandru, mă, 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 faci de rușine, mă. Columbia, bă, dar după câte minute, mai secă, mă, mă, Ruxandru, mă, cum ar fi Scărpinișa, când te scotea la terasa Anda seara și îți făcea un pic de curte, mă, Ruxandru, mă. El aștepta 783. Nu te întreb două vorbe, mă, despre geografia Americii de Sud. Și ce-mi dai, mă? Săraca Ruxandra s-ar fi dus plâns acasă cu taxiul, cu jet-taxul. La vremea respectivă și Cărpinișan se ducea mândru, mâncându-și ciunga cu 783. Uite așa, că el avea două facultăți și Ruxandra era într-a șaptea. Bun, joia, fraților, ne paște joia, eterna zi de joi. Ultima dată a fost joi, acum 25 de minute plus emisiunea asta. Rămâneți cu bine. Hey.